Bună, ce faceți? Cum petreceți 1 decembrie? Eu am făcut un borș. Apoi o să mă duc să păturesc toate hainele astea. Cred că azi e cea mai friguroasă zi de până acum. De fapt, sunt aproape sigură că e cea mai friguroasă zi de până acum. E foarte, foarte frig afară. Acum o să mă apuc de acest buchet minunat pe care mi l-a făcut Florin cadou. Bun, nu mai știu, cred că de ziua mea sau de aniversarea căsătoriei, mă rog, nu contează, sunt cam una lângă alta și nu mai știu exact. L-am uscat și aș vrea să-l pun în vasul ăsta, să-l transform oarecum și să încerc să-l dau cu niște fixativ să văd dacă mai miroase trandafirii ăștia, ca un miros interesant, dacă nu. Hai să văd ce pot să fac. Sper să iese ceva interesant. Mi se pare că arată minunat. Deci chiar e fantastic buchetul ăsta. S-a uscat exact așa cum trebuie să se usuce. Doar că vreau să îl pun un pic în valoare. Am făcut o primă încercare și l-am lăsat un pic cam înalt. Adică eu chiar cred că locul lui trebuie să fie acolo, dar o să schimb imediat să văd ce pot să fac. Am terminat. Sunt foarte mulțumită de cum se vede acolo. Adică l-am dat cu fixativ de ăla și chiar lucesc. Îmi place foarte mult așa cum se vede. Așa pe total. E exact așa cum vreau eu să se vadă. Știu, poate părea ciudat, dar eu merg și la lucru între timp și să reușesc să fac o chestie de astea chiar îmi dă o satisfacție mare. Super mare. Nu știu dacă o să-i placă și lui Florin pe cât îmi place mie, dar dă bine așa astea. Am vrut neapărat să-l păstrez pentru că era arăta super fain de la început. Chiar a fost un buchet frumos. Și dă bine cu ăsta de la bunico, că ăsta l-avem de la străbunico, cum ar veni. Mai rămâne să fac curat. Asta e cealaltă parte a distracției. Cred că ar trebui să spăl și pe jos, dar o să vă arăt în altă zi cum se spală pe jos la noi acasă. Pe mai târziu. O zi am băgat masa asta în casă și îmi place așa de mult cum arată colțul ăsta. Că aproape nici nu îmi vine să mă apuc să fac bradul. Adică normal acolo, în colțul ăla, e locul la brad. Da, mă rog, asta o să vedem mâine sau poi mâine. Între timp am încercat să mă uit după cadourile de Crăciun, dar se pare că e așa de frig afară încât, cine știe, nu merge netul. Poate fi de la ei. Să vedem. Acum o să mergem să o luăm pe Sonia. A, mi se părea mai frig, dar nu pare să fie chiar așa. Oricum, o să profit de ocazie să vă zic că eu după masă m-am uitat la un film de pe TVR care are 5 episoade și a început astăzi și o să fie în fiecare duminică de la 4:30, în care o să se vorbească despre un subiect foarte interesant și vă provoc să intrați duminică pe TVR1 și să vedeți. Nu știu dacă este în reluare. Nu știu cum să zic, unde s-ar mai putea difuza în altă parte. Cert e că noi reușim să-l vedem și de aici și e ceva super interesant. O să mă duc după Sonia pe jos. Deși sunt doar 5 grade afară, nu mi se pare chiar așa de frig dacă mergi și te miști. Să mai fugim o lacă. Suntem pe o stradă principală, pe strada noastră, mai bine zis.
Nu-i nimeni pe stradă. Mai bine. La noi 5 acum. Și deja noapte. În Mordanul ăsta îmi place și biblioteca și cele două turnuri. Sunt foarte frumoase, au așa un aer medieval. Nu știu cum să zic. Sunt și foarte vechi, într-adevăr. Și un monument dedicat la caduti per la guerra italo-austriaca 1915-1918. Frumos, foarte frumos. Aici începe curtea grădiniței și acum hai să fugim până la sol. Gata, aproape am ajuns. Sonia, puneți gluga, să nu-ți fii frig. Am fost la Conad, am intrat să luăm două chestii. Și acum fugim până acasă. Nu, 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 nu e ok pe acolo. Pe partea asta la alta. Așa. Pa, pa! La muncea în România. Ce stop? La dreapta, dreapta. Hai, hai, hai. Așa, bravo. Ai văzut că poți. Acel moment când tu te uiți, vezi ce ți-aduce Moș Crăciun. Și îți ajunge asta. Deci e super, super fain.